day fresh with DJ Dark in your speakers. You're finding the echo of the doubt, working on the rhythm of your heart. Lost you in the maze, now let me out. Is it love, is it love, is it love? Without a warning, without a sign, will you call me or will you hide? There's a shadow in my mind. How do I know it? Without a warning, without a sign, will you call me or will you hide? There's a shadow all in my mind. How do I know it? Is it love? Tell me you're in love, you're mine. All my tears have been used up.
don't forget to subscribe to DJ Dark on Facebook, YouTube, and SoundCloud. Salut, ISN, e playlist-ul de la DJ Dark ăsta? Nu-i playlist, de fapt e un videoclip. Dar uite acolo link-ul. Bine, te-am găsit, văd că doar tu ești astăzi, sau uite, încă 3 persoane, e destul de jale în seara asta, îmi cer scuze. Dar n-am avut meciul la care să fac live, ăsta e efectiv primul. De fapt, a jucat Nexus Academy, cred că astăzi mai devreme, dar nu era bine organizat calendarul nostru. Acestea fiind spuse, bine v-am regăsit, băieți, în sfârșit un sezon nou de SEA, avem content, avem destul de mult content, chiar sunt foarte multe echipe românești care joacă în SEA. Dar pe băieții știi, băi, ar trebui să știi, o să începem acum, să începem un pic live-ul un pic mai interactiv, anunțăm echipele, vă arăt un pic calendarul, deci ca să știți ce aveți, vă arăt un pic calendarul de evenimente de la Red, ca să știți ce live-uri urmează săptămâna asta, aproximativ ce echipe ca stăm. După care începem cu acțiunea cu meci și dacă e, dăm un meci după, un compe. Bă, da, am fost să duc gunoi mai devreme, dacă mă vedeți deci cu floarea asta de liliac, am fost să duc gunoi mai devreme și avem un liliac chiar lângă cămin aici și așa de bine miroase. Nu m-am putut abține să nu rup o floare și că-s fată din asta. Dar e... Doamne. Așa, sidetrack. Scau gole SEA main. Ok, ce au reușit să facă și cei de la Marsupii sezonul trecut. Sper să le reușească. Să le reușească. De ce nu? Ok. Aclad, Horvitzus, Zirgax, de fapt CRD și Kickdown. Asta e line-up-ul jucătorilor noștri pe care îi susținem astăzi românii noștri. Nu știu cât sunt români, dar cred că majoritatea. Știu că CRD era coleg de cameră cu Blitz, deci ceva ce trebuie să se lipească și de el. Verdandi, băi, ia stai că cred că am scris greșit. Da. Verdandi, asta e titlul adevărat. Bun.
Sunt 100% român. Ok, mersi. Îi avem pe Bobai, pe T-Quid, Zico King, Maestro Pepe și Blueberry. A, uite, un băiat e level 9 de la ea, că n-am văzut. Încă n-am văzut. Dar ce ar trebui să... Ar trebui să se descurce, dacă ai stat cu ei pe tâs înainte să-ți cer mesajul. Așa. Astăzi avem un singur meci de castat. Mâine sunt 3, dar sunt toate de la aceeași, de la aceeași oră și o să-i castăm pe băieții noștri, au debutul lor. Poi mine, da, 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 fel, e așa, e în rampă, sunt în rampă meciurile. Deci azi, mâine, poi mine, răs, poi mine, vă plictisiți de mine seara. Seara de la 9 ne vedem, băieți, în fiecare seară. Red Pack, mâine e Hyper Spirit, Nexus sau Hexagons. De fapt, Hyper Spirit sau Nexus și Hexagons. Să vedem la opune extensie. Ai, ai, un pic, ai un pic de răbdare că ajungi acolo. Red Pack, răspoi mâine. Sau, mâine, poi mâine, răspoi mâine, da? Tot la Red Pack ne uităm de la 9 și după cum vedeți sunt foarte multe meciuri la 9 și o să avem un singur meci momentan, dacă nu se dă reschedule. Deci pe următoarele, până vineri avem live-uri și o să apară live-uri și la alte jocuri, băieți. Apar live-uri și la Valorant, echipa noastră de fete. Cucu, cel mai bun jucător de StarCraft din România, o să facă live-uri la noi pe, pe StarCraft. Aici pe canalul ăsta o să facă live-uri cu StarCraft. Și ce mai avem? Avem un sezon de SEA frumos, mă. Avem pe DJ Dark pe spate, e totul cum trebuie. Acum ne uităm la... pe cei de la Vega... Poate, poate prindem și pe ei într-o zi. Numai că băieții de la Vega nu au toți level 10 și sunt doar doi români. Nu știu cât e de pont. I will prove you wrong. Hai să vedem Melo. Cred că așa vedea Melo, nu? Stați. 3000, ok, pentru open e bine. E foarte bine chiar. 2900. Ok, deci băieții ăștia ar trebui să bată fără niciun fel de problemă astăzi. 2800, CRD ce are aici? Opa, nu așa. De 2800, kickdown. Zile kickdown. 3300, ok. Ok, băieții ăștia trebuie să... Să n-aibă treabă în open. Băieții ăștia sunt, uite, 2000 elo. Asta are 2005 elo, ok, încă nu i s-a dat alt de la level 10. Așa. Dar se învârte la level 10. 2200 elo. Da, deci băieții ăștia au un average 2000 elo. Deci, de-abia level 10. Dincolo nu e o problemă, average de 3k. Bun, dar ce ar trebui să fie mai interesant meciul decât mă așteptam. Într-un minut începe și veto-ul. Uite că încet încet se strânge și lumea. Bun, mă bucur. Mă așteptam să nu filme pe live asta, că eu... A fost pauză de 10 zile. În care numai short-uri s-au postat. Chiar că intrați și dați like la short-urile noastre dacă vă plac. Ar trebui să fie un meci fast, așa se arată. Prognosticul meu e la fel ca a tău, să ne trebuie să, să nu țină mult. O seară scurtă, o încheiem cu un meci de matchmaking. Ce ar trebui să fie de succes. Salut, boss. De ce strimiți canalul meu dacă faci stream la meci pe celălalt de la Doxa? O întrebare foarte bună pentru cineva care intră prima oară pe live-urile noastre. Noi ajutăm și castăm, de fapt, echipele în SEA tuturor, tuturor organizațiilor românești, pe lângă ale noastre, dar, deci când, uite aici, când avem meciurile organizațiilor noastre, castăm pe ale noastre, dar în timpul liber ajutăm și celelalte organizații care poate nu au comentator sau mai oferim încă o perspectivă nouă la alte canale. Mai bine să faci live mai mult decât mai puțin. Puteam să fac numai mâine sau în 11 la repet. Când pot să fac la toată scena din România, dacă e să fie așa. Dar ăsta e canalul organizației noastre, canalul organizației Redpack, unde facem mai mult la CS, dar o să vină și live-uri cu echipele noastre de Valorant, de la Age of Empire și StarCraft. Sper că ți-am răspuns la întrebare. Vaiaș, vaiaș. Mamă, stai că îmi faci până de asta.
Asta e mai frumoasă. Positive Vibes by DJ Dark. Nu, dar nu cred că o spus-o ca și cum e o problemă. Era pur și simplu o curiozitate și mi se pare foarte bine fondată curiozitatea ta. Poate ai văzut prima oară videoclipul recomandate și Redpack face live la Doxa versus Verdandi. Ce treabă are? Să ai emoții, ăștia la debutul în scena românească. Mă, am făcut analiză la meciul ăsta înainte, analiză, i-am uitat la Elo. N-ar trebui să fie o problemă. Ar trebui să spargă Doxa din orice punct de vedere, că au average de 3000 elo și ăștia au average 1000 elo peste. În teorie, în 13 runde se gata meciul ăsta. În practică rămâne de văzut. O să se joace pe Mirage. Mirage sau Ancient? Ok, Ancient să fie. Mamă, cum am săturat de Ancient. O jucat Redpack acum 10 zile un qual. Erau la un match distanță să se califice. La două runde distanță, de fapt, să se califice în main. Și toate meciurile s-au jucat pe Ancient. Absolut toate. 5 meciuri, 6 meciuri. Să dau GTP, hai să vedem. O să dureze un pic, tot timpul durează câteva minute. Prima oară trebuie să intre băieții un pic pe server, să miște și după aia pot să intru și eu cu spectatorul. O să schimb scena de acum, că dacă nu o să uit. Așa. You're loving on me, baby. Stai că am pus microfonul pe mod. Hai dată cu meciul când ne plictisim toți. Măcar un lucru foarte bun ce s-a întâmplat. Și-au updatat ăștia de la Faceit platforma și putem să luăm GoTV-ul fără să trească să facem un miliard de etichete la care să te rogi să-ți răspundă. Poți să iei acum la orice meci vrei, poți să-l spectatezi. Au făcut în sfârșit un buton. Poți să vezi ce scor au echipele NSEA. Nu mai stai 10 ore să cauți meciurile lor. În sfârșit e bine. Da, trebuie să treacă 3 sezoane pentru asta. Trebuie să deschid hood-ul după. Altfel nu merge. Merge hood-ul bine? Disenă. La la la. Așa. Hai să vedem. Avem prima oară de deschis asta. Da, n-ai pentru ce, mă bucur că-ți merge. Mă așteptam să nu meargă. Dacă nu-l găsești de pe site-ul lor.
No, mai ne pare rău. Wow, 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 wow. Aclan, CRD. Zirgax. Eram sigur că fuge Hudu dacă fac asta. Eu aici era să închid CS-ul. Așa. Bun. Unu, doi, trei, patru, cinci. Suntem gata să începem un an de la mea. Doxa Game vs Verdandi. Ce nu vă interesat Verdandi? Ceva organizație, că au și logo, au... Adică... Asta trebuie să fie organizație, să ai logo. Presupun, da. Sper că au bătut destui boss Verdandi ca să nu ia la zero. Știu, Isenea, am glumit. Târziu am realizat. Târziu am realizat prostia pe care am scos-o pe gură. Dar nu, de obicei sunt multe mixuri în SEA ce au poze așa la mișto. Și am zis, bă, ăștia au și poza. Cine știe cine-s? Ia uite ce le trage Maestro Pepe. Dar băiți, ăștia se bată în urmă. Neironic. Așa. Trei minute de ce? A, cât delay? N-am delay deloc. Acum am văzut al doilea mesaj. E în timp real, de fapt nu e în timp real. Este delay de la GoTV, direct din CS. Practic, asta e... La CS e standardizată chestia asta, tot timpul se... Tot timpul e așa, de când lumea și pământul, când comentezi un match, nu-l comentezi chiar în timp real, dar ești cu o rundă, două, nu, în urmă, ceva de genul. Dar practic eu nu trebuie să fac nimic ca să fie așa, așa e când ești pe spectate. S-a pierdut runda de lame din ce văd, judecând după... Mă chinuia să dau explicație, cred că... Și n-am văzut runda de lame, dar din moment ce suntem pe partea de hero, ar trebui să fie pierdută prima runda. Nu, pe YouTube n-am delay deloc. Da, păi așa e de la ăsta. Așa e de la CCTV, așa se numește IP-ul când intri. Când dai spectate, trebuie să fie cu delay neapărat ca să nu se poată... Ca să nu se poată da call-out-uri anticit. Dar e incorporată din joc chestia asta. Eu nu-l pun. Eu pe live nu am delay, dar este pe pentru oamenii care se uită la ăsta. Oricine care intră o să vadă deodată cu mine. Ok, mamă, stai că se fac contactele și kickdown și cu CRD de 3 eliminări. Una pentru Boba înainte să pice. Nici mi-a făcut vocalizele. Verdandi încep cu deficit de 4 oameni. Și o diferență de 3 ticui, dar trebuie să facă... Da, GoTV-ul e CSTV pe CS2. Acum s-a schimbat, dar da, e GoTV-ul. Hai să-l vedem pe ticui.
cum pierezi din gloanțele lui Horvi. Exact, asta se și întâmplă, nu mă așteptam la nimic altceva. O rundă cu 4 oameni în viață promițătoare pentru Doxa. Runda cu numărul 1. Deci tu poți să ne dai spoilere că văd dacă e EKV cum că e capa. Ecv. Nu mă aștept să fie altcumva tot meciul ăsta. Ar trebui să fie așa un meci de încălzire. Un prim meci pentru Doxa, judecând după elo-ul băieților noștri, dar sunt mai multe statistici după care putem judeca niște jucători, așa că poate există o șansă de a avea un meci un pic mai competitiv decât cred. Oba, da, e o rundă de full USP-uri. Poate ar trebui să fie un meci competitiv, dar runda asta cu siguranță nu mai este strope pe ultimul în viață la 15. EKV. Da, ar putea fi citit și așa, e rapid. Da, e fast W, n-ar... Tot, da, știi, îmi place să le dau beneficiul dubiului, cum s-ar traduce pe română celor de la... Oricând. Deși nu prea vine a crede, le dau the benefit of the doubt. Oamenilor cu puține șanse de câștig. Mai bun pe mid. Au și ei niște arme. Acum chiar dacă au luat doar... N-au investit în nimic runda trecută, tot au puține resurse. Poate să planteze perfect pe colț. Molotovul ratat de Verdandi și le permite plantul pe gratis fix în locul în care au vrut ei. Încă o rundă ce pare a fi foarte fast pace pentru Doxa. Au intrat pe site, nici măcar n-au contestat, au plantat bomba pe gratis și acum o să vină kill-urile. A clad. Încă o dată Boba e primul care pică pentru 3 runde la rând. E primul care moare. Impenetrabil site-ul, grație acelor smoke-uri. Trebuie să facă pric prin el, pric prin ele. Tot pric, zic, pic prin ele. Fac pric prin... Bă. Trebuie să facă pic prin ele. Fac pic prin ele, așa. Și mor. Sunt ținuți. Horvi cu Galilu. Măi, dar până acum un kill au făcut în tot match. În 3 runde au făcut un kill. Momentan chiar e fast paced. Să nu le lase un gust amar în gură celor la Verdandi. Experiența din SEA. Pare că e primul sezon al băieților. Da, mă bate limba română pe mine, la fel cum și eu iau Verdandi astăzi. 3 oameni în B. Da, pentru Doxa e un default cu bomba încă în T-spawn. Mai mult contact la B decât default. Un jucător infiltrat în Red Room. Nu se grăbește Zirgax. Și nu exclude posibilitatea ca cineva să iasă din donut. Uf, whiffle spray. O rândă promițătoare, mamă ce trage Blueberry cu câteva glanțe de pe 250. O să-ți facă eliminare și e cele de ultimă în viață. Ok, 1 vs 3, face prima eliminare, 51-11. Ok, nu e 13-0. Nu e 13-0 și a fost o rundă de force buy pentru ei, dar s-au cam aliniat astrele pentru Verdandi. Mi-e greu să cred că o să mai poată să replic. O rundă de astfel, să reproducă mai degrabă o rundă ca asta. Însă prima rundă pe tabelă, am zis 13-0 și uite că nu e 13-0, e chiar 3-1. Să replice. Hello Rise, bine te-am regăsit. Ce au faci, ticule? Au. Ok, damage cu utilitățile din partea ambelor site-uri, Maestro PP trebuie să atace acum și vine un flash assist din partea lui Boba, îi găsește prima eliminare pe Kickdown. Se întoarce un pic scriptul. Salut, toți de la Doxa sunt români.
și Cârâdâie român, fost coleg de cameră al lui Blitz, by the way. Și s-a lipit CS-ul de el. În teorie. În practic am văzut doar 4 runde, asta 5-a. Deficit de un om pentru Doxa. Doi oameni. COVID. Da, e primul meci al lor. Asta e primul meci și se arată fast pace. Jucătorii de la Verdandi au un average de 2000 elo și cei de la Doxa au un average de 3000 elo. Dar le fac față. Le fac față. Primele 3 runde au fost, deci primele 3 runde au fost date de Doxa, în care cei de la Verdandi au făcut un singur frag. Și acum ultimele 2 runde le-au luat pe bună dreptate. Au ținut bine, au tras. Deși nu e o problemă de bai pentru cei de la Doxa, o să fie după runda asta. Deci dacă o pierzi și pe asta, atunci putem vorbi poate de un meci mai competitiv. Până acum pare că au fost două greșeli din partea lor și un pic de noroc din partea celor la Verdandi. Dar rămâne de văzut în runda asta. Dacă chiar noroc a fost. N-a fost hack, a fost bulan și admin nu mi-a dat ban. 2 secunde rai să vedem runda asta frumoasă, aclat cu prima eliminare. O să spun și de echipa noastră. Periș, oh, mai au încă 2 oameni în zona site-ului B, deci nu sunt nedescoperiți. Cum? Îi dă hit cu polarul și doar 6 HP de lupă. Frumos, frumos dublaj din partea lui Aclat, se deschide site-ul. O rundă foarte bine făcută, entry-urile toate 3 convertite pentru cei de la Doxa pe gratis. Astfel că dacă numărul 6 băgat în buzunar, n-au ce să mai conteze Zico King. Direct l-a salvat pe ea. Sau un T-spawn se duc. Redpack o duc. Bine, se putea mai bine. Au jucat turneul ăla de să se califice direct în main. Din Intermediate în main. Este un turneu în fiecare sezon și să dai skip direct la un sezon. Practic. Adică nu dai skip la sezon, joci în liga următoare. Și au ajuns în finală băieții noștri și au pierdut-o la 3 runde distanță. Era un mix de ruși. Un mix de ruși din ăsta de 4000 elo, niște balauri de ăștia. Unul dintre ei a jucat la o echipă de top 20 la Forze, juca unul dintre ei, unul la Godsend. Erau buni. Și aveau băieții noștri, aveau, nu știu, vreo 10-2, ceva de genul și au arătat experiența la Balaurie, au reușit să întoarcă și să-i bată fără overtime. Sau în overtime, dar la 16-14, ceva de genul, și fost urât tare. Deci, practic, mai erau la 2 runde distanță băieții noștri cât să intre direct în main. Și așa, acum suntem în intermediate, dar totuși, faptul că am ajuns până în final acolo e de bine, pentru că line-up-ul nostru avea câteva zile. Kickdown, mamă ce farmează kickdown. Nu era foarte greu, era la pistoale în amicii. Și trade-ul din partea lui Zico King nu se aștepta să mai vină încă un jucător din cave. Ok. Vin ca Stan din partea lor. Double offset-a pe partea de Tero pentru Doxa, Clat și Zirgax. Oricum n-au cum să ia runda asta. Doar dacă reușesc să fac un clash 2 vs 5, aș fi surprins. Primele 2 fraguri au venit bine, dar poate puțin prea târziu. Să se bucure dacă salvează niște arme din Red Room. Și crede, bănuiesc că avea o armă pe care Boba o poate lua. Dar nu se grăbește să iasă din cave. Deci și mi se fac. Specs la meciuri importante, ți s-a părut. Nu. Adevărul e că chiar nu mi s-a părut nimic ciudat. O jucat mai bine și au și trollat unele runde Redpack. Mi se pare, adică, nu știu, n-aș generaliza să zic că rușii sunt hackeri sau așa, dar mi se pare că rușii au abilitatea asta de a face comeback foarte, foarte bine. Dar nu m-aș duce atât departe cât să-i suspectez de hackeri. De ce și aruncă polarul Zirgax? Mulțumim frumos de subscribe. A aruncat o lupă pe jos, pe gratis. Nu vor să joace double up setup.
Dar totuși. Lipsă de bani. Lipsă de bani. Risipă de bani. Dar la meciul ăla în sine nu mi s-a părut personal nimic suspect. Aș putea să-i dau, bă, că a fost că și-am pierdut și n-am intrat în main, dar nu, că au fost mai buni. Ăsta a fost adevărul. Zirgax. Dai pe el pe mid. Wow, din căzătură era să fie bătut trade-ul din partea lui Blueberry. Verdandi, deși overall nu prea fac față celor de la Dox, sau mai mișcă stânga-dreapta câte ceva. Ai dreptate, dar mi s-a părut ciudat să-l arunce. De ce fraguri bune fac? De-aia zic. În general pierd rundele pentru că se poziționează foarte bine pe hartă cei de la Doxa, dar mișcă ceva. Fac 2-3 eliminări înainte să facă chestia asta. Înainte să piardă, adică. A clat și cu Horby. Uite, acum sunt într-o situație 2 vs 2. Chiar au fost în 3 vs 2. Deci se poate. 1 vs 2 și Horby e la 5-6-18 și n-a văzut pe nimeni toată runda. A picat și bomba pentru Doxa. Își dă de gol și poziția. Și că trebuie să fie pe tras. Runda asta. Știu direct poziția, știu exact unde e. Unde ar putea fi. Ținut și din mid. Și din spate. Ce timing prinde. E clutcher-ul, IGL, ok. Hai să vedem. Hai să vedem, mamă, ce timing excelent o prins la plantul ăsta. Aude și primul jucător? Se poate. Se poate. Are setup-ul perfect pentru locul de unde vin jucătorii la Verdandi. Numai dacă îi fac double pick, dar trebuie să aștepte la poziția lui. Și molotovul e greșit. Primul frag on point. Pe ultimul știe. Și-a dat seama că e fake, dar mai are o gloanță. Cu ultimul vine eliminarea. Ce clash frumos din partea lui Horvitz Tuz. Horvitz Tuz. Așa. Bă. Bravo lui. Ai zis tu că e clasher. Dar probabil știai tu ceva ce nu știu eu. Ai zis că ești cu ei pe TS. 2 la 6. Sau 6 la 2. Trebuia să întoarcem părțile. Și da. Trebuia să zic că ești prea bun. Care e atmosfera? Cum se simt băieții pe server? Ce au zis de alea două runde pe care le-au pierdut? Mamă, ce flash bun, dar intră anti-flash cu mâna la loc, se fac fragurile acolo. A intrat înainte să se facă, să puște flash-ul, i-a luat pe toți prin surprindere, dar a pușcat ulterior și același. N-a făcut toate fragurile acolo, CRD. Din ce am văzut, AWP-ul la Dox apare să fie aclat. Văd că joacă la AK-uri, se simt foarte, foarte bine cu AK-urile. Nu au o problemă la tras. Și așa ar și trebui să fie în meciul ăsta. Mamă, ce timing a prins Bobai. Atmosfera decentă, băieții știe fotbal. Atmosfera este frumos, băieții știe fotbal. La echipa comunei. Vă arăt cum se trage cu polarul după băieți, ca să nu plângeți. Să știți și voi să nu muriți proști cum se trage cu lupa pe matchmaking. Am două win-uri de când s-o băga CS2-ul. Parcă tot spectatorul ăsta de CS mi-a făcut chef. Okay. Băi, da.
Un lucru e de precizat, poate n-au skill-uri ăștia de la Verdant, îi dau skin-uri. Și încă ce skin-uri? E bazat, zic-o. Wow, ce pic frumos din partea lui Aclad. Pixel perfect crosshair placement. O baie. Totuși vine cu 3, două situații, 3 versus 3, 2 versus 3, acum trebuie să facă clutch-ul, erau setați prea bine cei de la Doxa pentru poziționarea celor de la Verdant, îi țineau bine ținta, runda băgată în buzunar dacă n-are și ticui de un cuvânt de spus. Aia cu world din consolă, draw order model, să te referi? Trebuie să fie săvăciți pornite. Nu mai avea niciun cuvânt de spus ticui, da? Deci ne dovedesc acum cei de la Doxa Gaming că e... Au fost doar whiff alea două runde pierdute la 3-2. Și exact asta am și zis. Când a fost scorul de 3-2 în runda cu numărul 6, dacă se pierdea și aia însemna că aveam un meci competitiv, dar nu s-a pierdut runda, deci meciul nu e competitiv. Ceea ce înseamnă că trebuie să dați like acum. Dacă mă uit aici pe ceas, e timp. E vremea să dați like, ia uite ce zice. Like, subscribe. Încă o rundă de pistoale, gratis. De fapt, ultima rundă pe pistoale au luat-o. Dacă mă gândesc mai bine, cei de la Verdandi. Și sunt în avantaje, nu mă, sunt ținut în spate. De ce, whiff la spray, deja 3 fraguri pentru Blueberry pe 250 ore. Nu, nu-i pe gratis, nu-i pe gratis runda asta chiar deloc. Prost eu că am dus în direcția aia. Au arme, au toate șansele să... Să-l prindă pe CRD Sleeping. Sleeping. The Ops. Blueberry și Bobai. Hai să vedem clacul ăsta. Repoziționarea bună, dar dacă îi fac picul deodată, s-ar putea să nu fie excelentă. Da. N-avea timp să se repoziționeze CRD. Se oprește la 1. Uite, din 3 runde câștigate acum, 2 au fost luate la pistoale, la force. Da, nu știu. E o statistică interesantă. Ceva, am zis că o să fie foarte greu de replicat ce au făcut și uite că tocmai au replicat, dar... La... Cu arme n-au reușit. Ciudat. N-a fost hack, a fost bulan. O la 3 oricum, stau bine pe picioare Doxa și trec pe partea avantajată de City. De fapt, nu, să știți, în CS2, analiștii și comentatorii spun că Ancient este o hartă T-sided, absolut T-sided. Și stai așa că continuăm. Mamă ce le face Aclad. Continuăm debate-ul după runda asta încinsă. O situație de 3-3. De-abia l-am văzut pe Aclad acolo la 2 HP. Pică și el ulterior și lasă dar pe CRD. Ca și data trecută, într-un clutch de data asta cu 1 în plus. 3 versus 1 și bomba nu-i pe spatele său. Însă nu pare să fie știută că este la ieșire din Jaguar. Zico cu 2 eliminări pe Polar. Pe drumul cel bun de a face-o și pe a treia. În runda asta. Și să câștigi ultima runda din half. De ce? Nu, mamă, ce bine face picul CRD. Promițător primul frag. Însă mai are de făcut încă 2 de genul. Smoke-ul ar putea să-i faciliteze plantul. La fel și Moliol acum e asigurat. Și aruncă rapid, destul de rapid utilitățile. Trebuie să mai trag un pic de ele dacă știa să spameze acolo, dar nu se dă de gol poziția. Am avut și un voice crack, scuze. Face pică în amândoi.
și capsată de către Blueberry. Două pentru el, două pentru Zico și unul pentru Tiki. Destule să câștigi ultima rundă din primul hap. Bun. Trecem înapoi la discuția noastră de adineauri. Ziceam că, în opinia mea, este mai mult site-sided din prisma utilităților de ordine pe care poți da mai mult spațiu mid-B. E un argument bun, dar Pimp ține să te contrazică. Și încep să îi dau dreptate. Poate în tier 1 se referă el, dar ești mult mai confortabil când joci pe T-side și îți faci... E mult mai normal acum pentru echipele care joacă Ancient să ia mai multe runde pe T-side decât pe City. Ceea ce o face să fie o hartă T-sided. Îi vedem pe Spirit cu 10 runde pe T-side și după aia de-abia mai iau rundă pe City. Toate echipele acum joacă mai bine pe T-side decât pe City, pe Ancient. Ceea ce o face să fie City-sided. Pe CSGO era exact contrariu. În momentul ăla se zicea că Ancient e și cea mai jucată hartă și cea mai City-sided din Active Map-ul, chiar înainte să se bage CS2-ul. Și uite acum s-a întors scriptul. Cum a băgat și Anubisul, începe să devină meta T-side-ul în ultimul timp, parcă. Ceva interesant, că absolut, din ce știu eu, în mare parte a istoriei CS-ului a fost tot timpul City-side-ul mai șmecher, de mult mai șmecher. Și se întoarce un pic scriptul. Uite, deja două hărți în care T-side-ul e mai bun. Ok, trecând apoi la runda noastră, o situație 4 vs 2, la fel ca și în prima rundă pentru Doxa. Însă încet întoarsă, dar nu reușesc să facă față Verdandi. Au intrat aproape să planteze bomba, așa că nu vor avea bani nici în runda asta, dar Doxa Gaming dog lead-ul mai departe. Nu mai pe rundă și asta de pistoale e destul de importantă, s-ar putea chiar să nu mai ia niciuna. La Spirit iese domn cu două fleciuri și bate tot. Bine, acolo așa e cazul, că au un copil pe steroizi, dar... Pim vorbea în general de toate echipele. Când se... La major, când s-a băgat orice veto pe... Așa la când deschide gura nu vorbește prostii. La major, când se juca pe T-side, se luau mai multe hărți și echipele au mai confortabile acolo. Farmează Doxa Gaming, mai exact Zirgax, și cu kickdown de toți banii, 4 fraguri făcute cu MP-ul, MP9-ul de fapt, MP9-ul ăla, da, doamne, că n-am casat de 10 zile și deja nu mai știu armele. Își reface încet încet și Zirgax scorul, era singurul pe minus de la Doxa, destul de rău, dar acum e bine, e mai bine. Și pe lângă scor a făcut cu motru economii de toți banii pentru tot half-ul, nu-i mai trebuie, nu mai are probleme de bai. Dacă toate merg cum ar trebui pentru Doxa. N-au stins bine incendiara, Aclad vede târziu. Dar nu e niciun fel de problemă, hold-ul e un point pentru Doxa. Caută să încheie acum cu doar 3 runde. Țineți minte, în SEA contează rundele pierdute la loc. Gen, dacă sunt două echipe pe același loc, adică au același scor, criteriul de diferențiere este rundele pierdute. Cine are mai puține runde pierdute e pe un loc mai mare. Care poate ar putea să facă diferență la locul de la playoff, deși în Open e destul de ușor să ajungem în playoff. Dar da, diferența dintre locul 1 și locul 2, dacă ambele au 12-0 sau 14-0 câte meciuri sunt în sezonul regulat, e rundele pierdute. Nu mai contează rundele pierdute? Vorbesc prostii, dar ce blu? Salut, bai doi, da. E GG. Oricum ne așteptam să fie astăzi. Ce le face Kigla? Mai are 4 gloanțe încrezător în el, dar... Rămâne fără la înaintare cu P250 și nu e o problemă de bani. N-au fost banii o problemă pentru Doxa meciul ăsta, absolut deloc. Așa era, așa știi, de când s-a mutat pe Faceit nu mai contează. Și atunci care e criteriul de diferențiere între două echipe cu același de ăsta? Cu același, cum se numește? Același scor, așa.
Nu știu, astăzi am lapsus, tot lipsesc cuvintele pe care vreau să le vorbesc. Lipsus. Sunt pe același loc și atât. Ok. Te cred pe cuvânt. Dar în momentan n-am văzut două echipe pe același loc în SEA. Și între timp ce vorbesc, se fac fragorile. Era o rundă periculoasă asta, pentru că Verdant doar pe pistoale au reușit să ia, să ia runde, dar nu mai reușesc să reproducă. Nu mai reușesc să reproducă chestia asta. Așa că Doxa, match point. Eu asta știam ca fun fact, așa, despre sezonul regulat din SEA, că am castat peste 5 sezoane, 6, dacă nu chiar către 10. Și asta era, asta știu sigur că era înainte să se mute pe Faceit, s-ar putea să nu mai fie odată ce s-a mutat, s-ar putea să ai dreptate. Dar trebuie să existe un criteriu de diferențiere atunci. Nu cred că sunt două echipe pe același loc, sau că au cum să fie. În capul meu nu are sens. Ok, nu vor să iasă din meci fără o bătaie corectă ce la Verdandi. Și după niște cadre pe picioarele jucătorilor, trecem înapoi la acțiune. Dar adunați de-abia fac de un om, CRD și kickdown. Și chiar jucătorul un pic mai sănătos pică. Între trei echipe. Am înțeles. Da. Interesantă mișcare. S-ar putea să bage ulterior chestia asta. Ca să... Eu cel puțin așa aș face. Aș pune un criteriu de... Mi se pare ciudat să fie trei echipe pe locul 3. Tu știu, două echipe pe locul 2 sau... Nu zic că nu e așa. Zic că mi se pare interesant și ciudat. Mai bine salva ca o CRD. Lasă pe Maestro Pepe la 2 HP. A, niciun fel de problemă de bani. Cum la fel n-am fost în tot meciul pentru Doxa. De altfel. Ia uitați Insta Smoke. S-ar putea să fie smoke-ul de rampă. Nu? Nu s-a dat. Zico cu prima eliminare. Nu vor să pice. Și rare ori în meciul ăsta au fost cei de la Verdandi care au deschis runda. Și asta cu numărul 18 e una dintre ele. Deci potențial să rămână în meci. Stickerele, fiecare sticker e de 3 ori mai bun cacao. Ce diferenție? Mamă, ce derby a avut Horvi acolo, îl dovedește Maestro pe ulterior. Dar 4 versus 2. Bomba încă nici nu-i știută. Da. Știu faptul că se pot duce mai degrabă înspre ea. Și cred că asta o să facă prin donat. Un cadru frumos cu jungla, înainte să avem parte de acțiune. Autodirectorul bagă niște cadre de astea nebune. Le strecoară. Ia uite. Ia uite-l pe ăsta interperson. A treia persoană, gen. Site-ul complet gol. Au făcut un mini gamble la B, Doxa, un jucător foarte aproape și celălalt direct în site. Deci, e maxim save aici. Criteriul de diferențiere e în funcție de ce echipe bune ai bătut. Cu cât ai bătut echipe mai bune, cu atât ranking ai mai bun pentru ajutor. Ok, face sens.
Interesant că o schimbă criteriul de diferențiere, da? Poate ăsta e mai bun. Și de aia acum la începutul sezonului sunt trei echipe pe locul întâi, pentru că momentan nu sunt echipe mai bune ca altele care au 1-0. Ok. Acum se leagă toate. Da, vedeți, dacă nu eram eu neinformat și spuneam o informație eronată, n-aș fi aflat adevărul. Așa că, băieți, nu vă fie frică să puneți întrebări stupide și să fiți proști, că sunteți proști numai o dată până vi se spune cum e de fapt treaba. Așa că mulțumesc. Mulțumesc, Dilă și Dacia Blu, de luminarea asta de care am avut parte acum. Bun, da, e gata meciul. Așa pare, așa vor cei de la Doxa. Trei eliminări. Puneți întreb, da, exact. Exact. Și vedeți că chiar au o ofertă bună, nu, o să intrăm imediat după live. Mersi că mi-ai reamintit, Dile. Fiți proști și cumpărați de la Nugosu. Separat, nu. Asta e îndemn, să nu seamănă că sunteți dacă cumpărați de la Nugosu. Vai, ce prost a ieșit asta. Puneți întrebări și cumpărați de la Nugosu. Mai bine rămâne asta originala. Liquid. O omoră de Aclad după ce îl bate pe Zirgax, da. 13-6, zic eu, e un început foarte bun în sezonul regulat pentru cei de la Doxa. Oricum, meciul ăsta se aștepta, ne așteptam să fie fast pace, pentru că aveau un average de 2000 elo verdandi și cei de la Doxa aproape de 3000. Acestea fiind spuse, eu acum mă simt un jucător puternic și cred că mă pun acum, dacă vrea cineva să vină cu mine, să mi se alăture la un meci de matchmaking, vă aștept, dacă nu mă bag singur, pentru că hai bă să dă un meci de ăsta de matchmaking, mă, că-s bun. GG-ul. Cât de greu poate să fie un meci de ăsta? Toți jucătorii ăștia se joacă, eu nu pot. Să fiu mai fraier, mai slab ca ei. Ce ziceți? Felicitări, Doxa. 1-0. Sunteți peste ei. Înainte să dăm meciul ăla, intrăm două minuțele pe Nugosu. Da, deci, și vă reamintesc și calendarul de nostru, pentru că este mai mulți acum decât prima oară când am deschis live-ul. Ne mai revedem mâine. Mâine joacă Red Pack debutul lor, așa că neapărat prezența obligatorie. Vă stric pe toți care ați fost astăzi. Se face prezența. Mâine joacă Red Pack de la 9, poi mâine Hyper Spirit sau Nexus, una din două, să castăm și Hexagons. Atunci ce se ia de la Nugosu primar. Ok. Și poi mâine iară Red Pack. Acum intrăm de la Nugosu. O băgat o ofertă 9 cu metri. Uite, și la 150 de lei un tricou. Băi, oamenii ăștia niciodată nu rămân fără oferte. De când suntem în parteneriat cu ei, tot timpul au avut reduceri pe site și chiar reduceri din alea reale. Au două oferte acum, ia uite. Prima e starter pack cu small, cu astea cu cofeină, care 26 de lei shaker și 8 băuturi, și testerul, care au doar 3 băuturi pentru că sunt doar 3 arome. Cât? 20 de lei shaker. De, băi, normal un shaker. Numai un shaker e vreo 25 de lei. Fără pliculețe, și de obicei când îți iei pliculețe, și de astea sunt mai scumpe, că sunt pachetate individual și așa, dar dintre toate chestiile astea cele mai pont. Luăm un din ăsta, cum îl configurăm. Asta e făcut așa, în fel să puteți lua absolut orice aromă de la ei. Așa. Stai că merge foarte bine mie internetul. Așa, Tropical Sunset, Berry Blaze, Pink Lemonade, Cola Stream și Strawberry Kiwi, da? Deci sunt absolut toate astea. Alegem un shaker, eu vi-l recomand pe ăsta, nu asta Black, Red Stream, asta e pe culorile noastre, culorile Red Pack. Asta e oribil, asta e frumos, asta e clean. Asta e așa pentru weebi, asta e șmecher. Și asta e, da, deci îl facem pe ăsta. Trebuie să închidem, nici nu știu că mai am extensia asta. Ieși, mă. Ieși afară, mă. Au.
Mulțumim de subscribe. Uite, și mai vine cu un sample. Finalizare. Ce frumos e acolo, mă, sub bine seamenii, da? Felicitări, băieți! Oh, stați, nu vă uitați aici. Așa. Introducem codul RedPack10. Și cu ocazia asta, din 26 de lei, care oricum era 50% reducere, s-au făcut 24 de lei, 25 de lei plus 10 lei reducere, 34 de lei. Se bagă la Easybox, nu Easybox, la Ship and Go de la Cargus, echivalentul lor de la Easybox. Și ai o băuturi plus shaker, care numai shaker-ul merită, dacă sunt chiar ok shaker-urile astea și te țin. Am și eu câteva. Îi l-a spălat acum, că mi-am făcut înainte de live. Așa că e primul link în descriere de la parteneri, pentru că chiar primul link în descriere îi să-mi donați mie, că sunt un student sărac. Cu mamă, băieți, asta e calendarul de evenimente, l-am văzut, asta e doxa care câștigă, cu ocazia asta vin peste tine că ți-am... A, nu sunt eu ăla, e un băiat random care a câștigat un giveaway, că am dat odată un giveaway de la Nugosu. Mi-era să noi luați e-mail-ul, să-i faceți spam la mail, dar nu e o problemă, pe mine nu mă influențează. Bun. Facem un opening, îmi iau o capsulă de-a lui Ime prima oară. Hai că iau una. Bă, dar 95 de cenți. A, nu-i reducerea. Hai, ok, iau o capsulă. Ce poate să... Vedeți să nu-mi luați adresa. Să nu-mi luați adresa, băieți, că-i bai. Bă, stai, mă, că eu plătesc cu wallet-ul. A, dar n-aveam asta. Bun. Hai să deschidem capsula asta minunată. Cum o deschid? Așa. Ime... Cum era? Gold. Ime Gold. Și după aia ne băgăm și la un matchmaking ca toți băieții. Ce este Alexi B, nu-mi trebă. Hai să-l punem pe ceva. Punem aici jos. Na. Shit. Îl pun peste ochi. Pe silencer. E nașpa. Nu-i nimic. Oricum. Intrăm acum în match. Că dați numai jucătorii profesioniști să joace. Eu nu pot să-mi pușc eu șeful lor pe matchmaking. Mai că vă arăt acum. Sunt tata lor la toți. Pun și un pic de DJ Dark înainte. Țineți minte că mă joc pe 16 pe 9, nu pe 4 pe 3. Dar hai să vedem dacă pot să mă pun pe 4 pe 3. Asta era. 144 de Hz. Să văd cum vedeți voi. Da, nu vedeți bine. Trebuie să fac un game capture. Hai că mă știam la astea. Game capture. No. Capture specific window Counter-Strike 2. Allow third party software launch. Ia stai că trebuie să dau un restart la CS. Că trebuie să bag asta. Și după aia încerc să-i dau stretch. Properties. Allow. Allow third party software. Ioi, dar chestia asta nu m-a lăsat să mă joc. Nu-i voie cu Allow third party software. Nu
Că dacă nu merge, jucăm pe 16 pe 3 și aia e, 16 pe 9. No, jucăm pe 16 pe 9. Hai, noi bai, că oricum am pușcă. Oricum o stat al lor. Sper că e la 144 de iarzi, nu înțeleg de ce nu mă lasă să pun. Așa. Așa, gata cu... Hai, load. Se joacă multă lume. Se joacă multă lume. Da, e momentul să vă arăt cum se joacă. Bun, jucăm miraj. Am zis, jucăm miraj. Futu-vă. Nu, Inferno, don't play Inferno, man. Așa, măcar atâta. Mamă, că am oameni de 2000 elo. De rating, de aia când m-am jucat. Ei, bai. Ei, bai. Că zi mă încheie turile, băiesc, că îi turtez pe toți, îi capsez. Așa, pe ținta mea, e primul meu meci cu tastatura asta, deci, fiți blânzi. Primul test. Hello, team. Hello. How are you, my friend? Hey team, hey AC, let's go, let's get this win, let's get this W. Never played on this map, bun, e bun. Am început cum trebuie. Dă-te mă. It's A. Mamă, e rusoaică asta. Hai că am început bine, nu bă? Hai
Am auzit în spate, tu nu. Am auzit în spate pe la venea cu lama fraierul, dar noroc că ăștia n-au căști de la mine în echipă. Câză time reset. Match-ul ăsta o luăm la 0, băieți. You guys have played CS in your life, ever? I'm a professional player. Oh, okay, okay. Somebody said he didn't play on this map, so I'm asking for friends, for a friend. I'm from Navi, no? You're from Navi? Da. Da? You win major? Yes. Which one are you, bid? Spent a lot of money. Oh, okay. Who are you? Who are you, bid? Wonderful. Oh. Stai încet cu matru. Wonderful, you play op? No. Well, then how are you wonderful? Nu, hai să-i văd. Să-i văd pe ăștia cum mișcă. B. Hă? Ai ghi flash. Un glonț m-a apucat să trag direct tapanez mi-a dat cu motru. Aparent un glonț, mă. Hai de capul meu cum trage asta. Cum trag, cum se mișcă, că nici nu a apucat să tragă. Don't buy, please echo. One round echo and then we have money, ok? No. Echo, please. Girl. Doesn't matter, man. Wonderful. Yeah. Okay, you're wonderful. We win anyway. No. Ah, okay. You can't play. Just leave. You're so bad. Me? Yeah, with you. Sunt toți pe aștia, mă. Dacă vine un red room și-l prind. Azi că am și țapul ispășitor. Ia uitați-vă. Așa se face trade-ul. Mamă. Am văzut că am 3 glanțe. O luăm la 0, veci ăsta, să știți, o luăm la 0-0-0. O luăm grav. Eu sunt pe primul loc. Mamă, are un... Am un 3 dintre a mei, dar un kill. Ei bine. Știu că-s acasă, bă. Aici, ăsta e locul meu. Iasă la culupa. Da, nu știu, eu nu mă mai pot trage acum pe curb. Can you flash me mid, please? Yeah, I get flash. Ce flash odată meu?
Don't go. Go back, go back, go back. Bomb. Bomb push skating. You don't want. Bomb explode. Oh, 80 people land. Okay. Run, run. Run fast. Kick me, ziceam eu. Easy dodge. Nu, no, îți primești, Beging, tată. Mi, mi, wonder. No, no. Wonder. It's me. Wonder. I'm main sniper. No, no. Yeah. I win major. No, no, no. No, yeah, yeah, yeah. No, 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 no. Yeah, yeah. No, 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 no. Yeah, 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 yeah. No, 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 no. Yeah, yeah, yeah. I will kick you from. No, 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 no. Yeah, yeah, yeah. No, 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 no. Yeah, yeah, yeah. No, no, no. Yeah, yeah, yeah. It's my AVP. You have a big danger. No, 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 no. There will be kick. I know kick. No, no. From our team. Yeah, yeah, yeah. No, no, no. Yeah, yeah. No, 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 no. Yeah. No, 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 no. Yeah, yeah, yeah. Băi, mi-a făcut bloc ăsta. L-a luat ăsta prostul. Niciunul nu l-a luat. Îmi faci popsă de coduri. Băi, nu mai zic vreodată ceea ce. Uite ăsta. Kick him, man, kick him, kick him. Hai de capul meu. Ăl are hack, mă. Zic că are hack. Are loc. Se joacă cu polarul, mă. Ce fraierii. S-a și deconectat. Deci nu pot să mă joc Faceit pentru că contul ăsta meu pe care l-am mai cumpărat și avea un cont de Faceit înainte. Și din cauza asta nu mă lasă. Pentru că îmi zicea că trebuie să am acces la vechea adresa de e-mail cu care s-a făcut contul de Faceit. Că am mai făcut ticket. Nu e ceva cu care să te lauzi, să știi. Vreau destul că joci cu hack-uri. Hai cu unul tot îți bat. It's hey guys, go away. No, ulala, ulala. Din săritură întrage, măi omule. Aștept ce se vede aici. I showed you. No, no, it's my AK. No, no, no. Oh, yes, yes, oh, yes. Wonderful. Oh, no, wonderful, no. Yeah. It's for simple, man. Please drop. Drop simple, man. Putuz.
Ia uite ce zi mi-au codat băieții. De cross. W. Așa. Full swing mi-a dat acum. Uite asta, uite asta cum se mișcă. Haide cum luăm noi runde. Shoot man, he's not dead, he's not dead. Shoot, shoot, shoot. Yes, 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 yes. In S. In the S hole you have to. Așa. Trolează și noi de defuse. Eram sigur. Let him get banned. Let him get banned. Da, e și pe matchmaking aici, stai liniștit. Siri, my keyboard don't work. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Asta oricum își ia bani, nu pun și Pablo că acum o bagă în incendiara lui și-o luat, că deja au bătut doi. Ia un digger. My friend, you get banned now, you know? Orange. Wonderful. How do you let this guy be in your team, man? How is it possible? Wonderful. I don't know. I don't understand. Oh, it's a mistake. I thought you choose your teammates better, man. Yeah. Sports, I said, te pup. Blade, my dear friend. Blade is offended? Yeah. Oh no, that's a bad thing, man. Aruncă incendiara. Aruncă incendiara că te-ai dus. Ce match Oh crap. Vreau să-și ia bani. Așa mai rău. Hai mă că trag eu. Dacă e nevoie ca eu să trag. Op. 1.
E aproape asta. Mamă, seaua. Au, mă, seaua, și te știu și pe tine. E acolo. Sunt pe mai bun. Un pic mai bun. Gata, deja mă șterg, deja mă alea. Uite că și-o lua lupa asta. Pentru ce dacă tot rulează? Ah. Asta mai are un pic și-și ia ban. Du-te, 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 primul, liniștit. Du-te, tată. Da, bun, băieți, mai avem meciuri de castată, cu CS1 nu prea merge. Nu merge, mă. Nu intră clonțul. E de la 16 pe 9. My fucking shit, îmi zicea mea. 3 în 10 are. Ne bat ăștia în 4 oameni, cât zis. Era să mă bată ăla. He's low, he's low. Nici nu l-am atins, eu am zis că e low. Let's go, guys, 3 players, easy win, easy win. Come on, wonderful. Let's show them. Nu mi-am pus dualele pe tiro. Rushei, rushei. Come on, ai IGL, no problem. No, I know tactic, man. No, Yes, yes, rushei. Ăla crede că dacă aruncă flash în fiecare rândă se întâmplă ceva. Dă-te, mă. Ieși. Ceau. Da, forfeit. Câștigat. A câștigat meci, nu pot să cred. Doamne ferește. Băieți, pe nota asta trebuie să încheie live, că nu se mai poate. Doamne iartă și ferește. Seară faină, mă.